Bună seara, iubito, te aștept ca și când... Ca și când nu faci nimic pe acest pământ. Nu duci gunoiul, nu dai cu mopul, tu efectiv nu faci nimic în casa asta. Dragă, le faci tu așa de bine pe toate, încât n-are rost să mă bag să stric feng shui-ul. Da, și ai invitat și toți vecinii din bloc, așa ai? Și le-a spus că avem meniu de Crăciun cu sarmale, cu vinete, cu salată de băf, cu șnițele. Pentru tine am făcut asta, dragă. Să mai socializăm, să ne mai vedem cu lumea, că nici nu știu câte luni au trecut de când n-am mai ieșit și noi pe undeva, pe la o căbănuță, pe la un restaurant. Să socializăm, dar unii mai și muncesc, dragă, știi? Au grijă de casă, de copil, că nu suntem influencer ca să punem un filmuleț pe TikTok și să ne sară sutele de euro în conturi. Ok, te rog, relaxează-te, nu-i momentul. Hai, te rog, cu mine, hai să-ți arăt ceva, mergi pe mâna mea, te rog frumos. Bine. Închide ochii și adu-ți aminte cum era în studenție, când aveam timp pentru noi, când dansam, când cântam, ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. Fără bani e și acum, știi, nu? Hai, lasă-mă. Deschide ochii și uite-te aici. Călătorim înapoi în timp. Uite aici, party. Da, dar da, călătorim și la piață, știi, ca să luăm niște legume pentru subică și călătorim și la mall, ca să mai luăm niște... Las-o încolo, că odată pe an merităm și noi să mergem la cel mai tare retro party din România. Bagă și melodia aia. Ochii tăi mei. Amintesc cât de mult ne iubeam. Stai, dar pe aia o pun cu tu Alin, 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 inima tu mi-o Alin. Bine, destul cu fostul tău Alin, nu mă interesează. Mergem, nu, că nu s-a aranjată. Lasă că te aranjez la fața locului. Cu două cocktailuri ești ca la 20 de ani. Da, de simțitul. Și fetița? Pe ce cu ea? Că ascultă alt gen de muzică. Mai responsabilule, cu cine o lăsăm? Dacă stăteam acum la mama... Acum, știi ce? Eram internată la nervi, da? Cu cine o lăsăm? Cu Vlad! Cu Vlad. Cu Vlad. Ăla nu poate să aibă grijă nici măcar de pisica lui. Dar minte de copila noastră. Nu, să aibă grijă. Pisicile e greu. Bine, mă duc să mă aranjez. Bă, Vlade, mersi. M-ai scos dintr-o mare încurcătură. Mersi, fain. Cu drag, 200 de lei. Ce? Cât de băgai o bunătiar de la buzunar? Hai. 200 de ține, arză-te ar focul. Vlad, fără televizor și fără dulciuri, ne-am înțeles? Da, fără televizor și fără dulciuri. Vlad, super nene, mi se zice. Hai, mergeți. Mă bine. Hai, ți-am zis. Să nu stați mult. Da, au mâncat-o și supica și... Da, și pireu, și pireu. Deci, Batman e un personaj foarte bun. Joker, ăla e foarte rău, dar nici unul n-au puteri, știi? Și Barbie? Ce Barbie? Că n-are nicio treabă Barbie-ul cu Batman. Fii atentă, hai să-ți explic. Cel mai tare retro party din România. Bilete pe welovretro.ro.